Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem împreună în prima zi de postire, până la urmă, ziua în care ne-am întâlnit cu adevăratul samarinean, cel blând și apropiat de cel care se află în suferință, cel care face din aproapele său aproape cu adevărat, neținându-l la distanță prin false legiuiri interne sau externe ale unei lumi prea preocupate de lege și prea puțin preocupate de Dumnezeu. Pentru gândul de astăzi aș vrea să vă adaug în schimb o încurajare. O poveste din cartea aceasta minunată din tradiția ascetică și isihasta Sfântului Munte ne spune așa. Bătrânul Iosif Cipriotul de la schitul mănăstirii Cutlumuș iubea mult psaltirea, de aceea o citea mereu. Nu am iubit nicio carte atât de mult, spunea el. Odată și-a pierdut ochelarii. Și pentru câteva zile a fost mâhnit pentru că îi lipsea citirea psaltirii, care era mângâierea bătrâneților sale, fiindcă avea peste 100 de ani. Când i-au adus ochelarii, s-a bucurat mult și într-o zi a terminat o psaltire întreagă. Vă rog să vă puneți ochelarii și să încercați să citiți la psaltire. Încercați să fiți mai apropiați de cuvântul lui Dumnezeu, acesta care izvorăște din Scriptură și ne poartă spre împărăția lui Dumnezeu. E momentul să fim buni samarineni și să ne rugăm pentru cei căzuți, abia suflând sau aproape morți la marginea drumurilor noastre. E important să înțelegem lucrul acesta, că de la Ierusalim spre Ierihon, adică de la viața spirituală către viața pământească la care suntem chemați în fiecare zi, e nevoie de rugăciune, e nevoie de gestul acesta al fraternității umane. Începe postul. Asta nu înseamnă că până acum n-am postit, dar de azi începând postim mai atent. Mâine este o nouă zi, ziua în care învățăm să postim cu rugăciunea și, de ce nu, deschizăm saltirea să ne fixăm corect ochelarii spre a vedea de departe Betleemul. Suntem în drum spre Betleem. Mâine, o nouă zi de cale.